Bună seara, stimați telespectatori! Vă invităm la o ediție specială a emisiunii România Azi, o ediție dăruită dragostei și suntem convinși că așteptați cu mare interes muzica populară. Așa ne-am dorit noi să vă facem să sărbătoriți iubirea la români. Valentine's Day e o sărbătoare de import, nu că nu o acceptăm, dar fiecare sărbătorește și iubește în stilul propriu. În ediția din această seară ne vor fi de mare ajutor două prietene apropiate, Mioara Raica și Elena Ghițulete. Le mulțumesc amândurora pentru prezență. Știu că au fost la Galicia, unde și acolo au sărbătorit dragostea. Să sperăm că și dumneavoastră veți dori la rândul vă să transmiteți urării tuturor celor pe care îi iubiți. Așadar, bună seara, doamnelor! Iubiți-vă! Bună seara, bine v-am găsit. Permiteți-mi să transmit un sincer la mulți ani tuturor oamenilor care iubesc. Nu mă refer neapărat la partener anume. Oamenii care au acel zâmbet și acea dragoste în suflet. La mulți ani din suflet pentru toată lumea. La mulți ani spun și eu și o primăvară frumoasă, pentru că se zice că de la dragobete renaște natura. Dragobetele este sărbătoarea tinereții și a iubirii și azi am iubit românește. Bine v-am găsit, pentru că sunt la VTV în cadrul emisiunii dumneavoastră, cred că pentru prima Prima dată dată, aici. prima dată, sigur că da. Vom vorbi și despre obiceiurile de dragobete de 24 februarie. Așadar, sunt lucruri pe care s-ar putea să le cunoașteți sau tânăra generație să nu le cunoască, să se fi cantonat doar pe Valentine's Day. Niciodată nu e prea târziu să știți lucruri legate de sărbătoarea românilor și despre iubire în general. Oricum, iubirea transformă oamenii și cred că n-ar mai fi răutăți pe lume dacă cu toții am iubi într-un fel sau altul, într-o proporție mai mare sau mai mică. Sunt bucuroasă că vă am în primul rând în ediția din această seară și sunt cu amândoi ochii pe costumele voastre. Extraordinare, de altfel, în fiecare ediție veniți cu alte costume. Mioara Raica cel puțin are un costum. Cred că l-a lucrat, cine l-a lucrat, aproape un an, dacă e să mă gândesc la câte împunsături sunt în Și cred costum. că este unicat. Eu n-am mai văzut. Că știți, acolo când mergem la filmări, ne întâlnim cu uneori cu foarte mulți soliști și, cum spunea și dumneavoastră, suntem cu ochii pe modele să vedem dacă, în general, nu seamănă un model cu altul. În general, pentru că bunicile noastre, străbunicile noastre au fost foarte făloase și n-au vrut niciodată să aibă un model ca vecina, ca prietena. Da, mulțumesc frumos, e foarte frumos și doresc din suflet sănătate maximă prietenei mele care mi l-a dăruit, Geta Ionescu. Iar Elena, de unde are costumul? Eu v-am mai spus în alte emisiuni, eu le am acestea de la Popești, de la doamna Nișoara, dacă ne vede și ne urmărește. Mi-a dăruit foarte multe costume pe care eu le-am primit acasă și n-am putut să zic decât mulțumesc cu toată inima. Bine, că m-au invitat să le mai și cânt pe unde au avut, m-am dus cu mare drag, dar eu le-am mai refăcut, că știți, le primim Ei, nu vechi. întotdeauna sunt într-o stare perfectă. Mai ales fusta care o port, că o știți Da. foarte bine, este tare prețioasă și o prețuiesc și eu. Mi-e greu atunci când o spăl, zic să nu o spăl foarte des ca să nu o stric. Oricum, a fost o bună perioadă în care oamenii satului n-au știut să prețuiască. Vorbesc de perioada post-decembristă. N-au știut să prețuiască comorile aflate în lada de zestre. Acum încep să prețuiască, dar nu mai au ce, Nu mai au pentru ce, că așa au este. intrat moliile, unele dintre costume de o frumusețe neprețuită au fost pur și simplu puse pe foc. Și pe foc, și eu am mai spus-o, cel puțin la mine în Gorj, este un obicei, acum mai puțin, dar înainte se știa. Toate femeile se înmormântau, deja mormântare, se îmbrăcau un Dar se costum mai păstrează și național. Da, acum da. femeile în Și e vârstă mai păcat, e au. mare păcat, mai ales din punctul nostru de vedere, care ni le-am dorit să ne schimbăm tot timpul și Oricum, voi reușiți să le puneți altfel în valoare.
Și să știți că eu personal mă gândesc că întotdeauna am numai gânduri de bine și gânduri frumoase la adresa celui care mi-a dăruit costumul în ziua respectivă, parcă sunt plină de energie, așa, și mă gândesc, îi doresc numai de bine celui care mi-a oferit costumul. Să botezăm și emisiunea, că în luându-ne noi cu vorba am uitat de emisiunea noastră, Dragobetele sărută fetele, așa se spune în lumea satului. Și cum spuneam, muzica populară în această seară se va împleti cu câteva lucruri știute sau neștiute legate de obiceiurile și tradițiile de 24 februarie. Vă întreb pentru că cu Mioara m-am mai întâlnit de Sfântul Ion, am avut o ediție foarte, foarte frumoasă alături de Neanicu Vitomireanu, un caz în care ne urmărește, domnia sa rămâne un îndrăgostit incurabil și un om care iubește din tot sufletul. Salutăm și salutăm pe toți cei care ne urmăresc în ediția din această seară, să vedem ce ați mai făcut în ultima vreme înainte de a da drumul muzicii populare. Noi avem proiecte așa, pentru imprimări, pentru ne facem planuri. Deja au început spectacolele, așa cum spuneați la începutul emisiunii. Venim de la Galicia, de la Cremenari. În satul Cremenari am avut un public extraordinar. Acolo întotdeauna lumea vine la spectacol și n-avem decât să-l felicităm pe domnul primar că ia o asemenea inițiativă de câțiva oricum ani mergem e, de Dragobete. E singura localitate unde se sărbătorește iubirea la modul foarte serios, da, așa? Da. Deci asta ne dorim, să avem spectacole, să avem imprimări noi, să venim în fața publicului cu piese în care să se regăsească și să ne punem așa sufletul și dragostea în palmă pentru telespectatori. Elena, îmbină activitatea didactică sunt, cu prezența pe scenă. Ocupată, chiar foarte ocupată în ultimul timp, deși îmi doream eu să fiu ocupată, că mă plictisesc să stau pe acasă, să am activitatea cum chiar am activitate și, cum spunem eu, de-abia aștept și să intrăm așa pe făgașul spectacolelor, că acolo ne simțim cel mai bine. Eu am un nou în ceea ce privește Rapsodia Vâlceană și dacă cineva mă aude, poate ar trebui să ia în considerare, nu e doar oful meu, ci și al soliștilor, nu cu nimic mai prejos de componenții orchestrelor din alte zone ale țării și cu toate astea la marile spectacole n-am văzut niciodată Rapsodia Vâlceană. Poate ar mai trebui ceva îndreptat, poate ne-ar trebui un ansamblu de dansuri, dar măcar cu oamenii ăștia cu care ne ducem în comune, să putem să ne prezentăm și la marile spectacole. Până la urmă reprezintă cartea de vizită a județului Vâlcea și pe acolo pe unde se cheltuiesc banii la Consiliul Județean, s-o găsi ceva, o firimitură ca să permită prezența voastră ar în țară. Ar trebui, pentru că noi suntem, atât cât suntem, că suntem foarte puțini în comparație cu alte orchestre și ansambluri din țară, dar suntem foarte buni și foarte modești, da? Ăsta e adevărul, suntem foarte respectați în lumea cântecului popular și de ceilalți colegi. Suntem foarte respectați și apreciați și exact cum spuneți și dumneavoastră, e mare păcat că nu ieșim la rampă să mergem ca altă dată. Elena, ai și tu regretul ăsta? La fel. La tine stai să te primească, să te primească Rapsodia Vâlceană cu acte regulatoare de ceva ani. Da. Da, dar să sperăm că toate lucrurile sunt spre bine. Așa cum spuneam și în alte ediții, este de lăudat faptul că tinerii se îndreaptă din ce în ce mai mult către cântecul popular, pe acest drum al cântecului popular și poate că trebuie să se facă ceva. În acest și chiar sport. Dacă există niște televiziuni dedicate muzicii populare, acolo unde se duc și neaveniți, nu doar cei foarte pricepuți și cu glas, am constatat că cel puțin la concursurile care se respectă sunt premiați chiar cei care au voce și vor face carieră. Da, pentru că sunt aceleași preselecții ca altă dată, adică nu se intra într-un concurs, într-un festival, fără o preselecție în prealabil. Și așa că trebuie să avem încredere că folclorul oricum va rămâne pe mâini siguranță, bune. Cu siguranță. Pe mâini bune. Da. Până când se pregătește Mioara Raica să ne încânte cu două melodii ale ei,
să spunem câteva cuvinte despre luna lui Făurar, considerată capricioasă, când plânge, când râde, când viscolește, când se năpustește gerul, spunându-ne că februarie se luptă cu martie, care a luat cu împrumut câteva zile de la fratele său mai mare. Încă de la debutul lunii februarie, în lumea satului românesc, încep pregătirile pentru culturile de primăvară, pentru recolta următoare. 1 februarie aduce triful viilor, zi în care, printr-un ritual de protecție, viza de vie și pomii se stropesc cu aghiazmă spre a fi ferite de dăunători, bol, lăcuste, vieri și gândaci. Triful mai este numit și năvalnicul și se spune că ar fi un fecior frumos, căzut din cer, care încurcă cărările fetelor frumoase și a nevestelor tinere. Când intră într-un sat, toată partea femeiască nu-și mai ține firea și umblă buimace. Vorbim și despre dragobetele, 24 februarie, să cântem vioara. Seară Mărioară, că mă aștepți la poartă afară, Mărioară, și să fugim amândoi, Mărioară, pe poteca din zăvoi, Mărioară. Numai luna să ne vadă, Mărioară, stelele să ne petreacă, Mărioară. Aș fi venit, neiculiță, măi, neicuță, mai fi găsit la portiță, neiculiță, dar mama s-ar supăra, măi, neicuță, să mă duc de lângă ea, neiculiță. Cel crescut în rouă, măi, neicuță, fă-ți altă dragoste nouă, neiculiță. Eu pe tine te iubesc, măi, neicuță, dar de mama mă topesc, neiculiță. Mama doar o fată are, măi, neicuță, și se uită ca la soare, neiculiță. Fata mea, Măriuță, nu strica dragostea ta, măiculiță, că eu plec mâine, voi mâine, măi, fetiță, și-o să rămâi fără mine, măiculiță, și fără dragostea ta, măi, fetiță, ce-ai să te faci singurea, Măriuță?
pe Dumnezeu. Uitași, neicuță de mine și de dorul meu, că te-am iubit, neicuță, ca pe Dumnezeu. Dar de ce, neicuță, ai uitat de mine? Că știu prea bine că mi-e drag de tine. Dar de ce, neicuță, ai uitat de mine? Că știu prea bine că mi-e drag de tine. Trece timpul, trece greu, neică puișor, de când nu mai ești al meu, nu mai pot să dorm. Trece timpul, trece greu, neică puișor, de când nu mai ești al meu, nu mai pot să dorm. Hai să vezi, neicuță, că ți-o părea rău, cum ai să tânjești după dorul meu. Hai să vezi, neicuță, că ți-o părea rău, cum ai să tânjești după dorul. Mi-o fi de dor de tine, tot nu te-ai striga, că tu n-ai gândit la mine, mi-ai rupt inima. Cât aș vrea, neicuță, să mai fiu a ta, nu mai pot vreodată să te pot ierta. Hai să vezi, neicuță, altul mi-o-i găsi, de tine nici când nu mi-o-i aminti. Ioara Raica, să lăsați colegii numărul de telefon, pentru că înțeleg telespectatorii noștri că nu pot să sune atunci când cântă invitatele noastre. Ne-am bucurat să intre în legătură directă cu noi și să ureze celor pe care îi iubesc. M-aș bucura ca primarii să-și felicite și să-și dorească să-i aibă alături pe consilieri, alegătorii pe aleșii lor, domnișoarele pe domni și invers. Repet, cred că motorul vieții e iubirea și nu mai e nevoie de alte explicații. E hrana sufletului. Nici nu se poate funcționa fără acest motor. La cote maxime, că altfel mai funcționez, da. Iar fetele noastre care iubesc arată ca niște flori primăvara. Ne bucurăm că au această dorință și arată extraordinar de frumoase. Femeile când sunt îndrăgostite arată extraordinar, n-au nevoie de lucruri speciale pentru că fața lor spune totul. Avem o intervenție telefonică, vă ascultăm, bună seara! Bună seara, Sărmâna! Poftiți, sunteți în direct! Vreau și eu cu doamna Jenny. Care doamna Jenny? De la televiziunea BTV-ul, da? Da, poftiți, sunteți în direct. Am mai sunat-o și pe parcurs când a fost problema asta cu locuri de muncă, unde se duc în Spania, unde, de ce nu ne dă și nouă locuri de muncă aici, în comuna de Răsărvești, în partea alta, de ce, nu știu cine e patronul care a fost. A fost un deputat, da? A fost un reprezentant de la AJOFM. Nu vine nimeni să vă ofere dumneavoastră locuri de muncă la Berislăvești. Ci... Dar de ce să ne trebuie pe noi în altă țară, în Belgia, în Franța? Aia e oferta pentru străinătate. Dacă vreți, vă duceți. Dumneavoastră, având o vârstă, probabil nu vă duceți. Da, așa, poate tu ești mai tânără ca mine. Mă scuz că zic o treabă critică. Eu am 7-7 de ani. Eu nu găsesc cum la lucru să-l bag și eu lângă mine. Să muncească lângă mine, așa. Oamenii să-l plătesc. Am înțeles, dar viziunea noastră e despre altceva. Haideți să uităm două ore de locurile de muncă și de faptul că nu găsiți om la sapă. N-am problemă. Vă felicit cum a dat ăla și de partea asta critică care dați și muzică populară și ăla, dar... Am înțeles că aveți o problemă. Poate găsește domnul primar o modalitate să o rezolve. Mulțumim frumos pentru intervenția telefonică. Doamne ajută, sănătate multă. Mă scuzea că nu se rog la mate. Nu-i nimic, stai liniștit. Asta e viața. Și cu bune și cu rele. Dumneavoastră le aveți pe ale dumneavoastră. Noi încercăm să ne bucurăm de prezența invitatelor noastre. Încă o dată mulțumesc.
La revedere! Ei, omul când are un loc de muncă, sigur, ne, nu e situația telespectatorului nostru pentru că e pensionar, are o problemă și nu se mai poate bucura. Da, și sunt foarte mulți care sunt obișnuiți cu dumneavoastră cu alt gen de emisiune. Da, mai puțin au înțeles că noi astăzi vrem să sărbătorim. Sigur, sigur că da. Da. Păi, Elena, când se pregătește... Cu mare drag. Da? Avem telefon. Vă ascultăm, bună seara. Poftiți, sunteți în direct. Bună seara, eu sunt din Vâlcea, din Lăgușteni. Așa. Am văzut că aveți niște domnișoare sau doamne, cum să le zic. Aș vrea și eu o dedicație muzicală, nu numai certuri de ăștia, de la primărie în sus. Care dragă primăria Îl salutăm pe domnul primar și... Oricum aveți un primar de ispravă, dacă ar avea doamnele mele în... Domnișoară, avem un primar de ne scăldăm cu el pe cap. Ei, foarte bine, oricum. Să-l aveți în continuare. Să rămâne, vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Nu știu dacă de la primărie în sus au repertoriu fetele noastre, dar vă vor oferi ce au cântecele lor. Cântece de dragoste. Da, sigur, cântece de dragoste. Asta cu primăria o lăsăm pentru alegerile din vară. Așadar, Elena. Decât puiul meu știu să fie ce iubesc în gheață și ce strâng în brață. Să mor drag în lume și nu te-ai mai spune. Lume, 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 dragă lume. Să mor în lume și nu te-ai mai spune. Lume, lume, te-ai crăpat de ciudă și nu te-ai mai spune cine mă sărută. Puiul meu, nimeni nu ne știe decât Dumnezeu. Lume, lume, te-ai crăpat de ciudă și nu te mai spune cine mă săruta. Dragoste ce-o fac cu atâta drag, bunicuța-l meu am să-mi o împart. Să te țin la mine, brațul
și nu știi ce este tare, dar vine vremea, știi bine că te ajunge și pe tine. Mulțumim frumos, Elena Ghițulete. O să vă întreb cum sărbătoreați în lumea satului dragobetele, dacă existau așa obiceiuri pentru sărbătoarea dragostei la români. Până atunci, să spun că personificarea dragostei pătimașe, năvalnicul se întruchipează în dragobete la 24 februarie ca simbol al dragostei curate a tinerilor, asociată la român cu ciripitul și împerecherea păsărilor de pădure, al căror patron este numit și cap de primăvară, fiindcă în această zi debutează primăvara. Dragobetele este asociat și cu zeul Cupidon din mitologia romană, cu Eros din cea greacă. I se mai spune și Ioan Dragobete, dragostițele sau logodna păsărilor. Avem telefon? Da? Să luăm intervenția telefonică. Vă ascultăm, bună, bună seara, poftiți, sunteți în direct. Bună seara, bună seara, doamna Zana Sărumâna. De la Băbenți, Stelian Ionescu sunt. Da. Foarte frumos, ați adus două flori, două embleme ale muzicii populare din Vâlcea aici, doamna Ghițulete și doamna Mioara Raica, vă cunosc dânsele, am vorbit și la Băbenți cu ele la spectacole, le-am urmărit de multe ori, pe doamna Raica o cunosc mai mult și pe doamna Ghițulete, două embleme extraordinare, niște cântărețe formidabile și de dragobete acum le urez multă sănătate, fericire și dumneavoastră la fel, ne mai întâlnim când luăm apă dincolo de la vale, de la Băbenți. Da, noroc cu izvorul cu apă minunată. Da, mulțumim pentru urări. Multă sănătate vă și succes în continuare. Mulțumim frumos. Mulțumim și noi pentru intervenție. Mulțumim că sunteți alături de noi la toate posturile unde mergem. Mulțumim frumos, la mulți ani și pentru dumneavoastră. Da, să mai zicem câte ceva. Dragobetele aduce în vremurile noastre răsunete ale unor practici, fac legătura cu un nou an roditor, cu noirea firii, cu o primăvară ce se dorește a fi propice pentru semănat. Prin excelență, o sărbătoare a fertilității, fiind ziua constituirii perechilor, atât pentru păsările care își fac noi cuiburi sau le repare pe cele vechi, cât și pentru oameni. Intervenție telefonică. Vă ascultăm, bună seara! Alo, bună seara! Poftiți! Adriana din Timișoara mă numesc. Așa? Aș dori și o melodie pentru mame, că mai este un pic să vine 8 martie. Și cum se numește mama dumneavoastră? Poftim? Cum se numește mama dumneavoastră? Lorica și Maria. Așa! De unde? Ca să fie numele și adresa completă. Maria este din Timișoara Cerna. Da, să vă trăiască. Sunt mama fie și mama mea este din Bacău, Răchitoasa Dumbrava. Să vă trăiască, să vă bucurați una de cealaltă. Mulțumim frumos. Cântă fetele noastre. Dar doriți o melodie de mami. Da, vă cântă. Vedem ce au fetele și se potrivesc pentru urările dumneavoastră. Încă o dată să vă trăiască, mama, să vă bucurați una de cealaltă. Vă mulțumim frumos, la revedere. La revedere. Da, noi am ales melodii de dragoste, dar se rezolvă până la sfârșitul emisiunii. Rezolvăm și această. Ne-am pregătit cu dragostea mai mult astăzi. Noi ne-am pregătit cu dragostea. Noi am zis că de o martie facem la momentul potrivit, dar uite că ne-au dat toate spectatoarele noastre înainte. Da, să ne trăiască toate mamele. O salut și eu din suflet pe mama mea. Și pe toți consătenii mei, pe frații de la Drăguțești din județul Gorj și pe copiii mei din Târgu Jiu, pe Lavinia, pe John Vaideanu și nepoții și pe toată lumea care se uită la noi. Avem un telefon, vă ascultăm, bună seara! Vă ascultăm, curaj! Alo? Poftiți, sunteți în direct! Alo, să rămână, doamna Șana! Era culmea să nu fiți și la emisiunea mea, domnul Gigi Beu, după ce... A fost de trei, a intrat de trei ori. Sigur că da, era momentul să venim. Mă bucur că aveți invitate două doamne frumoase și cu porturi foarte frumoase. Vreau să menționez un singur lucru, dacă știu invitatele noastre, că pierdem pe fiecare an ce trece valori ale portului datorită unui blestem al portului. Știți că sunt mame, bunici, care spune să mă îngrop cu ce am avut de la bunica mea. Și se întâmplă treaba asta de zeci de ani, în care pierdem
nestemate până la cer și înapoi, care nu se mai pot întoarce niciodată. Dumnealor sunt unele care, datorită folclorului, datorită vocii, datorită frumusețului dumnealor, întorc ceva din blestemul ăsta și trebuie să-l păstreze cu sfințenie, pentru că, încă o dată spun, sunt oameni și obiceiuri în Oltenia unde nu poți face niciun pas aparte, unde fete și bătrâne se mormântează cu straie străvechi de zeci de ani, de sute de ani. Asta spunea și Miara Raica. Asta spunea și Miara Raica, înseamnă că nu ne-ați urmărit de la început. Hai să vă bucure Miara Raica cu două melodii, da. Vreți? N-am v-am urmărit la început, am prins așa între două chestii, încât de-aia le și mulțumesc, pentru că am văzut un port cu cămașă galbenă. Are Mioara o cămașă extraordinară, veche, cred că e unică. E foarte veche, nu-i văd cusătura pe... Nu văd cusătura, nu văd din primeul pe cămașă, pentru că... Vorbim cu colegul nostru să focalizeze. Dacă mă știți bine, vreau să vă spun un singur lucru. Are două chestii, două frânturi între cot și manșetă. Dacă, exact, da. Că mi-a spus exact ce întreba să puneți. Mulțumesc, să rămână o seară bună, asta este. Da, vedeți, da. Mulțumim frumos că ne sunteți alături. O seară bună, doamna Jana. Eu am rămas și rămân impresionat. Nu mai sunt astfel de porturi, sau sunt foarte vechi. Și mai ales cu cămășile astea pe galbeni, unde e foarte greu să scoți un astfel de imprimeu. Sigur că da. Nu că ar fi mai de prejos celălalt imprimeu și celălalt port. Numai că pierde în fiecare an pentru un astfel de blestem oltenesc. E o chestie ciudată așa la noi, să ne pierdem chestia. Nu știu dacă o fi doar la noi. Hai să ne bucurăm, bun. Să lăsăm blestemele și supărările, măcar pentru bine, o zi. La revedere, mulțumim frumos pentru telefon. Mai pot de cam. Tinerețe, nu grăbi, mă, cam pe cine iubi, mă. Tinerețe, nu grăbi, mă, cam pe cine iubi, mă. Nu te grăbi ca o oață, cam pe cine să strâng în brață. Nu te grăbi ca o oață, cam pe cine să strâng în brață. N-am avut noroc de mică, dar acum sunt fericită. N-am avut noroc de mică, dar acum sunt fericită. Toată viața cât trăiesc, Doamne, am să-ți mulțumesc, că-ți iubită și iubesc, cum naiba să nu trăiesc. Și de-o fi să îmbătrânesc, mă, n-am de ce să mă căiesc, mă. Și de-o fi să îmbătrânesc, mă, n-am de ce să mă căiesc, mă. Am copii, am și avere, și-un neicuță la plăcere. Pe nimeni n-am supărat, am iubit că nu-i păcat. Am copii, am și avere, și-un neicuță la plăcere. Pe nimeni n-am supărat, am iubit că mi-a fost drag.
Să-mi rău unii, să-mi rău atunci când mă întâlnesc. De ce sunt mereu frumoasă și de ce nu îmbătrânesc? Să-mi rău unii, să-mi rău atunci când mă întâlnesc. De ce sunt mereu frumoasă și de ce nu îmbătrânesc? Lume, lume, sunt frumoasă, că am dragostea în casă și cântecul port cu mine, astea două mă țin bine. Lume, lume, sunt frumoasă, că am dragostea în casă și cântecul port cu mine, astea două mă țin bine. Dacă am vreo supărare și la inimă vreun dor, cântecul și dragostea măi mă fac să trec mai ușor. Dacă am vreo supărare și la inimă vreun dor, cântecul și dragostea măi mă fac să trec mai ușor. Lume, lume, sunt frumoasă, că am dragostea în casă și cântecul port cu mine, astea două mă țin bine. Lume, lume, sunt frumoasă, că am dragostea în casă și cântecul port cu mine, astea două mă țin bine. Dacă vrei să-ți fie bine, cântă omule și tu și fă-ți viața cum îți place, așa cum vrea sufletul. Dacă vrei să-ți fie bine, cântă omule și tu și fă-ți viața cum îți place, așa cum vrea sufletul. Dragostea și cântecul îți alină sufletul. Dragostea îți dă speranță, cânte cu poftă de viață. Hai, ascultă glasul meu și-ai să vezi că uiți de greu, uiți de toate grijile, de neascuns cântecile. Aferim! Așadar, dacă n-ați știut de ce arată neschimbată Mioara Raica și e mereu frumoasă, v-ați convins, iubește. Eu v-am spus, femeile care iubesc arată altfel. La Elena nici nu mai e nevoie, că da, oricum e radioasă și luminoasă. Semn că dragostea-i stă în casă. Știți de ce? Pentru că sunt născută în luna iubirii. Sigur, sigur că da. Acum câteva zile și-a serbat ziua de naștere Elena, așadar... Îi spunem la mulți ani. Mulțumesc și le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis toate gândurile bune. Nici n-am apucat să răspund la toate mesajele, dar le mulțumesc din tot sufletul meu, pentru că e frumos atunci când primești numai vorbe bune și calde. Sperăm să primim și acum vorbe bune. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Poftiți. Bună seara, frumoase doamne. Gina Andrei, mă numesc din Băile Govora. Bună seara, doamna. Bine v-am găsit. Cât de valoroase și de frumoase sunt aceste flori care le aveți în studio. Nu cred că trebuie să mai argumentez eu, pentru că le cunoaște toată Vâlcea și în mod personal vreau să-i spun, doamne Raica, că într-adevăr înflorește, întinerește, deci dragostea face minuni. Să rămân. Știm că drumul unui om în... Da, ne cunoaștem, doamna Mioara, și cred că anul ăsta n-am avut ocazia să vă spun niciun cuvânt. Chiar dacă au trecut două luni de zile, oricum mă bucur că vă revăd și sunteți bine. Mulțumesc. Acelea și gânduri frumoase și pentru doamna Ghițulese.
Vreau doar atât să spun că știm că drumul nostru al oamenilor pendulează așa între bine și rău, între durere și fericire, iar dacă avem dragostea, nimic nu ni se pare greu. Mergem înainte și totul ni se pare ușor și bine. Deci dragostea trebuie să o avem în permanență, în sufletul nostru, în orice zi, în orice clipă a vieții noastre, nu numai de Dragobete astăzi, care văd că dumneavoastră vă axați foarte mult pe această dată, așa am preluat-o, mă rog. Deci sunt convinsă că fără dragoste nu putem să facem nimic pe lumea asta și dacă ne iubim, totul va fi frumos și ușor și cu credință în Dumnezeu mergem mai departe. Atât și pentru că vine 1 martie și este ziua fetiței mele, Ana Maria, la cărei nuntă ați fost dumneavoastră, doamna Raica, da. Și vă mulțumesc de suflet pentru toată atmosfera pe care ați făcut-o. Aș vrea să-i urez din suflet, fetiței mele, de asemenea și băiatului meu, Răzvan Alexandru, care de 5 martie împlinește 25 de ani, multă sănătate, i-am crescut în dragoste, în iubire și sper ca mai departe, așa și ei să fie conduși de același sentiment frumos. Și mai presus de toate, doresc din suflet unicului meu nepoțel, sufletului meu Andrei Constantin, multă dragoste, pentru că după acum, la un an și 10 luni, încerc să-i arăt și să-l obișnuiesc cu dragostea unei flori, dragostea de părinte, de bunici, să se bucure de orice, în orice minut. Și atunci când văd zâmbetul pe fața acestui copil nevinovat, vă spun că toate... Nu mai trebuie nimic pe lumea asta decât atât. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim și noi pentru gândurile bune, să vă trăiască toți ai casă. Doamne ajută la toată lumea. M-ați lăsat fără cuvinte ca de obicei. Să fiți sănătoși cu toții. Sănătate multă. Vă grăbim pentru că mai avem un telespectator care probabil așteaptă să intre în legătură directă. Până când se întâmplă lucrul ăsta, e preț de câteva secunde ca să nu apuce Elena și să o întrerupem, că ar fi păcat. Să mai spunem că astăzi băieții încearcă să intre în grațiile fetelor pe care le admiră, Dragobetele fiind o sărbătoare a îndrăgostiților, de aici și expresia Dragobetele sărută fetele. Cât despre bărbați însurați, se zice că în această zi nu este bine să le supere pe femei. Nu e bine să te ceri cu soția în casă, nici cu altă femeie, că-ți merge rău. De la Dragobete, cap de primăvară, se aprindeau în toate zilele prin casă rădăcine de iarbă mare. Dacă timpul era favorabil, fetele și feciorii adunați încete ieșeau la pădure hăulin și chiuin pentru a culege primele flori ale primăverii, ghioceii și brândușa de primăvară. Avem un telefon, vă ascultăm, bună seara! Nu, poftiți, sunteți în direct! Vă auzim? Vă auzim, poftiți! Da, dumneavoastră sunteți mai veseli decât suntem noi. E foarte bine că de Dragobete sunteți veseli. Elena, să sporim bucuria telespectatorilor noștri cu cântece de dragoste. O știu numai ușin, mă stăm câte puțin. De guzori și până stâne, eu purtă nimeni iară. Iar când e la mine în brață, nu mai mire și dulceață. Aulei cu tău, sărută-mă și te dur, sărută-mă și te-ntoarce. Puiule, că știu că-ți place. Aulei cu tău, sărută-mă și te dur, sărută-mă și te Puiule, că știu că-ți place. Du-te, nică, și te-ntoarce, la mine, că știu că-ți place. Du-te, nică, și-ai să vii, puiule, să mă mângâi. Că n-ai să uiți niciodată dragoste adevărată, ca de cojărul fierbinte și-ai să Sărută-mă și te duc, sărută-mă și te-ntoarce. Puiule, că
trage unii cu tău. Sărută-mă și te duc, sărută-mă lângă tu, că-mi ești dragă sufletul. Și pe soare și pe ceață, numai că să-l țin în brață. Asta-i dragoste dorită, ce mă face fericită, fericită și împlinită, că de melicuță iubită. Eulicuță, sărută-mă și te duc, sărută-mă și te-ntoarce, pâine că știu că-ți place. Eulicuță, sărută-mă și te duc, sărută-mă și te-ntoarce, știu bine că una n-o trăiesc cum o vrea lumea, și-mi trăiesc cum eu plăcea, nimeni nu mă judecă. Fericire eu mi-o fac și-mi-o păr cu cine-mi-e drag. Dușmanii mă dușmănesc, că văd ce bine trăiesc. Dragă-mi e viața așa, că o apă cum eu îi vrea. Dușmanii mă dușmănesc, că văd ce bine trăiesc. Dar dușmanii nimic pe pământ n-aș fi. Dragoste și cântecul îmi alină sufletul, drumul vieții mi-e sorbit, dar de Dumnezeu știut. De dragoste și iubit sufletul mi-e împlinit, viața cu drag mi-o trăit. Că știu că și îmbătrânesc, dușmanii mă dușmănesc, că văd ce bine trăiesc. Dragă-mi e viața așa, că o fac cum eu ai vrea. Nu strimbă să-mi fac avere, dar îmi trăiesc pe plăcere. Când trăiesc viața cântând, că mi-e drag pe acest pământ. Dușmanii mă dușmănesc, că văd ce bine trăiesc.